Reprezentanții Societății pentru Protecția Păsărilor au descins în Parcul Valea Morilor pentru a vedea speciile de păsări care se întâlnesc aici, dar și cele care au reușit deja să vină din țările calde. Aceștia au fost însoțiți de un grup de copii și maturi curioși să afle cât mai multe despre păsările care se întâlnesc la noi. Cine are pingoblu? Vă uitați în iarbă, în jurul acopă, celul ăla înflorit. Ați auzit sunetul ăsta? Am ocazia să văd păsări noi, cărcesche și primăvara. Am văzut acum graurul, ciocănitoarea pe stridță mare, pițigoiul mare. Sunt foarte frumoase și au un cântec superb. O cinteză. Și femeia aici? Frumoasă. Ce alte specii de păsări ai văzut aici în parc? Cioară soră, un pițigoi, ciocănătoare. Care ți-a plăcut cel mai mult dintre toate pe care le-ai văzut? Cinteză. Are culori deosebite. Organizatorii spun că a fost o noutate pentru ei să vadă păsări de baltă prin copaci. Am văzut o pereche de rați în copaci. Nu-i obișnuit, nu-i ceva tipic, dar... De ce credeți că au ajuns tocmai în copac? Probabil că au fost deranjate pe apă, vierață e tipic să stea pe apă, sau poate că caută ceva pe în scurburi. Reprezentanții Societății pentru Protecția Păsărilor au pus la dispoziția tuturor binocluri, lunete, dar și cărți de specialitate. Asigurăm oamenilor echipament optic de calitate, mă refer la binocluri și la lunete. Ele sunt esențiale pentru că păsările e bine să le observăm de la distanță mare și cum o imagine face mai mult decât un text, noi permanent le asigurăm lor imagini, fotografii cu păsări. Fotografiile, apropo, sunt făcute în Republica Moldova. Sunt foarte frumoase și interesante și nu reușim să le vedem chiar de aproape. Ce am mai văzut la balcon, dar sunt într-adevăr și multe informații despre ele. Pe teritoriul țării noastre locuiesc aproximativ 270 de specii de păsări. Ziua Internațională a Păsărilor este marcată anual în prima zi a lunii aprilie.